ziua 89 din Otto slăbește, singura transformare documentată live din lume cu toate mesele și cântarul oficial în fiecare zi. O începem de la 115,1 kg. Incredibil, iarăși și am slăbit. Haideți să vedem ce mănânc și astăzi la deficit caloric, să slăbesc și să pun masă musculară în același timp. Incredibil, al iar și am slăbit în condițiile în care ieri am mâncat foarte multe dulciuri. Dacă n-ați văzut clipul de ieri, trebuie neapărat să-l vedeți. Astăzi m-am trezit la ora 10, iar acum este ora 1, de 3 ore sunt trează, am stat nemâncat, pentru că efectiv am avut foarte multă treabă. Au venit foarte multe colete pe site-ul nostru mieretv.ro și vreau să vă mulțumesc frumos. După cum puteți vedea, cafeluța deja am băut-o, cafeluța naturală Jacobs, cum o fac eu de obicei, pe care am îndulcit-o cu două lingurițe de miere de mană. Fiecare linguriță are 30 de calorii. Iar acum este cazul să mâncăm, pentru că nu mai pot de eu am făcut aici două sandvișuri din astea. La Sandwich Maker am folosit patru feliuțe de pâine integrală, bongrana sana hipoglucidică, care are cel mai mare conținut de proteine și fibre pe care le-am văzut la o pâine de pe piață. Am băgat în fiecare sandwich câte două feliuțe de mușfile de la Matache Măcelaru, ăsta am văzut că are doar 102 kilocalorii pe 100 grame și aici avem 80 de grame. Am mai băgat câte o feliuță de cașcaval afumat de la Pilos, de la Lidl, de 25 de grame fiecare, deci în total 50 de grame. Cașcavalul ăsta are 330 de kilocalorii pe 100 grame și lângă mi-am pus 20 grame de ketchup la minut care are 30 de calorii pe 100 de grame și 10 grame de maioneză cu usturoi. Asta are 370 de calorii pe 100 de grame. Deci 37 de calorii. Lângă am mai pus un castravecior mic de 50 de grame care are 6 calorii deoarece castraveții au 12 kilocalorii pe 100 de grame. Eu intru acum pe live să mâncăm împreună pe TikTok pentru că doar aici vedeți singura transformare documentată live din lume. S-a făcut -o la 4, iar într-o oră vreau să plec la sală, așa că vreau să mănânc ceva care să-mi dea puțină energie. Așa că am ales să mănânc o banană din asta de 100 de calorii și un mus proteic de la Lidl cu ciocolată pentru că se combina foarte bine ciocolata cu banana. Ia uitați, paharul ăsta are 175 de grame și 151 de kilocalorii. Iar lângă avem aici un sirop de merișor. Asta este preferatul meu, este cel mai bun la gust. Ia uitați aici, 100% natural, făcut din pulpă de merișor. Merișor adevărat, fructe adevărate cu miere. Nu mai uitați-vă un pic la el cum arată. Nu este transparent, se vede pulpa prin el. Nu este ca siropurile acelea din comerț pline de chimicale, zahăr sau de îndulcitori și transparente prin care se vede prin ele n-au o treabă cu fructul adevărat. Ia uitați, mi-am pus aici în pahar foarte puțin pentru că este dulce. Și acum o să vin cu apă minerală. Puteți să puneți și apă plată și apă minerală, ce vă place dumneavoastră. Mie îmi place apa minerală pentru că are acid. Îmi place acidul foarte, foarte mult. Acum amestecăm cu o linguriță și gata. Mm senzație. Asta e cel mai bun sirop la gust, după părerea mea. Avem vitamine, avem minerale aici, avem carbohidrați de cea mai bună calitate, da? Și din banană avem carbohidrați. Pentru că avem nevoie la sală să tragem tare de tot, să fim puternici și sănătoși ca niște urși energici, ca niște albinuțe. Dacă doriți, puteți să comandați siropul acesta de pe site-ul meu miere.tv.ro. Costă 25 de lei, însă dacă veți căuta pe site, veți găsi un pachet promoțional de 5 siropuri la alegere, la preț de 4 siropuri. Gata, intru pe live pe TikTok să mănânc împreună cu urmăritorii mei pentru că doar aici vedeți singura transformare documentată live din lume. Am venit de la sală, ia să vedem ce a făcut mama sit aici. Mau, ce bine arată. Tocăniță de cartofi. Tocăniță de cartofi fără ulei absolut deloc. Și o cărniță din asta slabă de porc. Mamă, mamă, mama. Hai să ne facem o porție că mi-e foame. S-a făcut ora 7 albinuțelor, iar pentru a treia masă pe ziua de astăzi am cântărit aici 400 grame de tocăniță de cartofi și acum încercăm să venim cu 100 grame de cărniță. Gata albinuțelor, iau uitați aveam 508 grame, este cărnița din asta slabă de porc care are 200 de kilocalorii pe 100 grame, iar tocănița are doar 60 de kilocalorii pe 100 grame. O să mai mănânc cu două feliuțe din asta de pâine integrală, pâine prăjită Mulino Bianco. Fiecare feliuță are 34 de kilocalorii, iar lângă mai avem aici 150 de grame de castraveciori murați de la Buzău în Saramură. Foarte, foarte bune și au doar 20 de calorii pe 100 de grame. Vă urez poftă bună, iar eu intru acum pe TikTok să mănânc împreună cu urmăritorii mei live. De aceea este singura transformare documentată live din lume. Ceva ce nu s-a mai făcut și nu o să se mai facă într-o 100 de ani. S-a făcut ora 10 seara și pentru a patra masă pe ziua de astăzi avem 105 grame de cărniță din asta de curcan care are 160 de kilocalorii pe 100 de grame și acum venim cu ciorbă până la 500 de grame, să vedem dacă nimerim. Avem 505 grame în total, ciorbița asta are doar 30 de kilocalorii pe 100 de grame, are foarte multe legume, este făcută cu 0 grăsimi 0 ulei, iar lângă mai avem 3 feliuțe de pâine Molino Bianco, pâine prăjită cu foarte multe proteine și fibre, iar fiecare feliuță are doar 34 de kilocalorii și ca desert avem un baton din ăsta proteic cu ciocolată albă și arahide de la DM, care are 150 de calorii și 14 grame de proteine. Cum asta asta încheiem și ziua de astăzi. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la clipul meu. Dacă sunteți curioși cât o să arate cântarul mâine, dacă o să mai scadă sau o să crească, vă invit să dați o urmărire la profilul meu Miere TV, pentru că doar aici vedeți singura transformare documentată live din lume cu toate mesele și cântarul oficial în fiecare zi. Până mâine nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile noastre. Eu intru acum pe TikTok, pe live, să mănânc împreună cu urmăritorii mei.